Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu ce ar trebui să facem noi ca să convingem cumva șefuții de prin administrația statului să se dezbare de slugărnicie și festivism când simt așa cât un șefuleț un pic mai mare pe lângă ei. Cea mai rea formă de manifestare a acestui servilism ierarhic, după părerea mea, și cred că nu greșesc, este când sunt folosiți copii ca argument pentru ia uite ce știm noi să facem. E vorba de ansamblurile acelea de copii care sunt scoase în stradă când vine vreun boier de la centru. Fie centru județului, fie centru de la centru de la București, atunci e grav de tot. Să vadă boierul, cum știu copiii, să facă tumbe și să spună poezii patriotice și să cânte cântecele. De preferință îmbrăcați în costume populare. Și în unele situații de acest gen, cumva pare că nimeni nu mai gândește, nimeni nu mai sesizează nu doar ridicolul întregii desfășurări, dar chiar și pericolul în care sunt puși acești copii, pentru că o acțiune dintre asta artificială, fără niciun fel de sens. Poate mai țineți minte, a fost o vizită a doamnei Viorica Dăncilă, premier, la vremea respectivă, cred că prin 2018, la Pitești, în care, pentru că venea doamna prim-ministru, gazdele au organizat un ansamblu de ăsta de tumbe și cântece patriotice cu copii și au pus o fetiță de 3 ani, copilul prodigios, talentul născut, o fetiță de 3 ani, să stea în cap pe asfalt, ca să demonstreze că știe gimnastică și poate să stea în cap pe asfalt. A fost un moment cutremurător, deci un servilism înspăimântător. Cum poți să pui pe cineva, oricum, să facă gimnastică pe asfalt, doi, un copil de 3 ani să stea în cap, ca să arate că știe să facă lumânarea în cap, cum ar veni. Astea cred că sunt niște rămășițe ale giganticelor manifestații cu copiii pe stadioane de pe vremea lui Ceaușescu, când copiii erau duși la exerciții cu săptămânile în caniculă, leșinau pe acolo ca să scrie ei cu corpurile lor partidul Ceaușescu România. Unii au rămas blocați în vremurile alea și ăștia cred că a pune copiii să facă figuri de gimnastică sau să cânte ceva în fața unui oficial e vreun semn de mare pricepere în profesie. Adică sunt oameni care sunt plătiți pentru altceva. În general sunt profesori sau profesoare de o anumită materie și se apucă și fac astfel de lucruri, știi? Sau sunt profesori de muzică și în loc să se ocupe, să facă doar la cor ce fac, se gândesc să facă și în stradă ceva când vine politicianul. Și ca să venim în actualitate, zilele trecute în piața Bobâlna, din orașul Dej, mai mulți elevi de gimnaziu au fost puși să se îmbrace în costume populare, cu mânecuțe scurte, și puși să stea în piață ca să-și facă poze cu oficialitățile locale. Adică, de fapt, oficialitățile locale să-și facă poze cu ei. Și au mai fost puși să cânte niște cântece patriotice pentru sărbătoarea Unirii. Mica Unirii. Asta s-a întâmplat, culmea, pe 23 ianuarie, nu pe 24, când se sărbătorește propriu-zis Unirea, pentru că pe 24, după cum știm, a fost zi liberă. Este zi liberă, 24 ianuarie, și doar nu era să-și strice vacanța șefuții locali de prin. Deci să vină la manifestare pe 24. S-a făcut cu o zi înainte, că pe 24 suntem liberi de la stat. La ora respectivă, temperatura în oraș, scrie Dupedu, era foarte probabil negativă. Potrivit datelor Administrației Naționale de Meteorologie, la ora 9 dimineața, municipiul Dej, erau înregistrate minus 6 grade. Iar la ora 14 era 1 grad Celsius. Evenimentul Hora Unirii în piața Bobâlna, ca așa s-a chemat, a avut loc la ora 12:40 și a durat cel puțin 20 de minute, potrivit orarului publicat de primărie. Deci, risc să spun 0 grade ca popa la ora aia. Copiii, 12 la număr, erau îmbrăcați pe frigul ăsta pătrunzător, cu cămășuțe brodate, cu mâneci scurte până la cot, cum sunt unele cămăși populare, genul ăla de țesătură străvezie de bumbac, brodat cu niște modeluțe, e bună de purtat vara și numai vara. Și de altfel se și vede în imagini, copiii sunt trebegiți, își strâng mâinile de frig cât timp durează acest moment, cântă cum pot și ei, în jurul lor, asta este cu adevărat revoltător, deci în jurul lui, în piața respectivă, toată lumea este îmbrăcată gros, adică atrage atenția doamna profesoară care îi însoțește, presupun că e doamna profesoară, că e chiar lângă ei acolo, are o blană albă pe ea până mai jos de genunchi și niște cizme înalte,
fular și bască ciclamen, se vede de la depărtare. Alte persoane care apar în imagine au geci de puf, de-alea model omidă. Fulare, căciuli de miel sau căciuli de lână, gulere de blană, bocanci, mănuși, numai copii aduși acolo de la clasă, sunt ținuți în cămășuțe. Ca să ce? Ca să ce, mă, fraților? De ce să faci asta? N-au găsit geacă populară și nici palton popular. A, și atunci... Apropo, bă, dacă tot să trebuie... Să se călească. Știi? Să se călească. Dacă tot trebuie să faci asta. Bă, da, în portul popular există și cojocele, bundițe, nu știu, mițoase. Nu le aveau pe stoc. Mă, dacă vrei să îi îmbraci, să faci un moment și știi că sunt minus 6 grade la 9 dimineața și tu ai momentul la 12:30, fă rost de niște cojoace. Să spune, bă, nu avem decât hainele astea. Haide să ne mutăm cumva undeva unde este cât de cât încălzit. Cum să ții copii ăia? Sunt copii de gimnaziu. 12 ani, 10 ani, e unul mic acolo. Bun. A durat, cum spuneam, aproximativ 20 de minute acest eveniment din piață, cu elevii și elevele în străvezi la 0 grade Celsius. Presupun că aveau niște maieuri pe ei, niște tricouri, dar mânuțele tot goale. Și la acest moment au participat primarul, viceprimarul, un preot, nu se putea fără, mai mulți ofițeri, ofițerii cu ținute de iarnă, firește, culere și de blană, știi? Alți elevi, toți bine îmbrăcați, care au făcut un soi de horă în piață și, ca să fiu cinstit, imaginile acelea arată o tristețe de eveniment, de se vede copiii aia puși, ceilalți copii puși să facă o horă pe acolo, n-au niciun chef de așa ceva, se târâie unul pe celălalt și aia, domne, să terminăm chestia asta. Dar eu mă întreb cum are dintre atâția adulți care se aflau acolo în piață, bă, unul n-a avut minim un reflex omenesc de a se duce să pună ceva pe un copil care era în cămășuță cu mânecuțe scurte pe frigul ăla. Cum te nu tresari tu, om mare, când vezi că eu sunt niște copii acolo mici care sunt rebegiți de frig și așteaptă să-și facă cineva poze? Cum nu te duci, mă, să scoți tu haina de pe ei, de pe tine, să-l pui haina pe el un pic? Asta mi se pare de neînțeles, mă, frate. Participăm la un festivism din ăsta, nu avem nicio reacție. Oamenii sunt anesteziați total. Nu mai au reacții firești, omenești. Când e cineva, când e frig, pune o haină pe el, mai ales când e copil. Ai cojoc pe tine, te uiți și dansezi în horă alături de taica Popa și de primar și de viceprimar. Militar. Vai de capul meu. Și cel mai bun comentariu la această situație aparține unei femei din Dej. Mama doi copii, care a scris furioasă la vederea imaginilor pe care le-am descris mai sus, citată de publicația Știri de Cluj. Citez. Răbufnesc, spune doamna, când văd mârlănia și nesimțirea celor care conduc orașul nostru față de viitorul acestui popor, care sunt copiii noștri. Sunt o mamă a doi copii din Dej și mă doare sufletul când văd cum își bat joc de copiii noștri animalele, că nu-i pot numi oameni pe cei din poze, care rânjesc la obiectiv și țin copiii dezbrăcați afară, iar ei sunt bine îmbrăcați și cu mănuși. Ziua Unirii la Dej, mai continuă doamna, se ține în 23 ianuarie și nu în 24 ianuarie, să nu-și piardă ziua liberă mai mari orașului și, bineînțeles, delegatul Consiliului Județean, domnul Arion Hadrian, PNL, culmea culmilor, profesor și fost inspector școlar județean. Rușine, își încheie doamna mesajul. Bine spus, doamnă! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.